Plafonul veniturilor până la care pensionarii vor beneficia de compensare cu 90% a prețului medicamentelor se va majora începând cu 1 ianuarie la 1429 de lei pe lună, a anunțat marți premierul Nicolae Ciucă. Aproape jumătate de milion de pensionari riscau să piardă dreptul la compensarea medicamentelor odată cu majorarea cu 10% a punctului de pensie începând cu data de 1 ianuarie. Astfel, vom crește astăzi plafonul veniturilor până la care pensionarii vor beneficia de compensare cu 90% a medicamentelor. Mai exact, începând cu 1 ianuarie 2022, pensionarii cu venituri până la 1429 de lei pe lună, inclusive, vor beneficia de această măsură de sprijin. Într-un comunicat de presă, care a apărut ulterior pe site-ul Ministerului Sănătății, acest lucru s-a confirmat. Începând cu 1 ianuarie 2022, crește cu 10% plafonul veniturilor până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90%. La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat în ședința din 28 decembrie anul curent proiectul de hotărâre privind modificarea unor acte normative referitoare la programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari. Documentul prevede ca, de la 1 ianuarie 2022, pensionarul cu venituri de până la 1429 de lei pe lună, inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, să beneficieze de medicamente compensate în proporție de 90% din sublista B, prevăzută de hotărârea Guvernului numărul 720 din 2008. Până în prezent, limita la care pensionarii beneficiau de compensare de 90% era de 1299 de lei, inclusiv. Măsura a fost luată cu scopul creșterii accesului la medicamente compensate acordate în ambulatoriu pensionarilor cu venituri mici. În cadrul programului social al Guvernului privind compensarea cu 90% pentru medicamente din sublista B, în perioada septembrie 2020-septembrie 2021 au fost eliberate un număr de 2.805.729 de rețete aferente unui număr de 468.279 de pensionari